Domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori, ca unul dintre inițiatorii acestui proiect legislativ, eu am să vorbesc strict despre proiectul legislativ. Acest proiect legislativ prevede ca, prin lege organică, să se stabilească cu cel puțin 60 de zile înaintea votării data alegerilor parlamentare. Acest proiect prevede ca guvernul, în cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a acestei legi, a legii privind stabilirea datei, va stabili prin hotărâre de guvern calendarul acțiunilor, normele tehnice și cheltuielile necesare pregătirea alegerilor. Acest proiect legislativ prevede ca numărul minim de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor se reduce la jumătate. Acest proiect legislativ prevede posibilitatea depunerii electronice a candidaturilor la alegerile parlamentare. De ce este necesară o asemenea inițiativă legislativă? Pentru că pe legislația actuală aflată în vigoare, procesul electoral parlamentar începe cu 90 de zile înainte datei stabilite pentru alegeri. Există toată posibilitatea de suprapunere a procesului electoral aferent alegerilor parlamentare cu campanie electorală pentru alegerile autorităților administrației publice locale, dacă avem în vedere o dată posibilă de desfășurare a alegerilor parlamentare la început de decembrie. Deci, practic, de la început de septembrie am fi și într-un proces electoral pentru alegeri parlamentare. Este necesară reducerea perioadei electorale pentru a nu exista această suprapunere. De asemenea, reducerea numărului de susținători și depunerea electronică a candidaturilor sunt două chestiuni și această modificare a termenului de la 90 la 60 de zile, care nu se pot face de către guvern prin hotărâre de guvern, acestea se pot face, pot avea loc doar prin lege votată de către Parlament. Iată de ce, din punct de vedere profesional, este necesară această lege, pentru că reglementează, legat de situația epidemiologică în care suntem, niște posibilități pe care le-am instituit deja, le-am votat deja în Parlament, cu majoritate covârșitoare, care au fost promulgate de președintele Republicii, legate de desfășurarea alegerilor locale. Așa cum în Parlament s-a reușit să se coaguleze o majoritate chiar covârșitoare, peste 85%, pentru stabilirea datei alegerilor locale, prin lege votată de către Parlament și care a fost și constituțională și promulgată de președinte Iohannis, este sarcina noastră a formațiunilor politice parlamentare de a încerca să coagulăm și pe alegerile parlamentare o asemenea majoritate. Și va trebui să găsim o dată care este cea mai corespunzătoare din punct de vedere a situației speciale în care se află România legat de situația epidemiologică. Este o lege similară cu procedura prevăzută pentru stabilirea datei alegerilor locale și va trebui să avem maturitatea politică necesară pentru a găsi o soluție, cea mai bună soluție pentru desfășurarea alegerilor parlamentare. UDMR va susține raportul de admitere așa cum acesta a fost aprobat cu amendamente aprobate de Comisia Judecătorie. Vă mulțumesc!